Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotella cu o nouă etalare la alegere pentru cei care își pun întrebări în legătură cu ceea ce simte o anumită persoană despre ei. Într-o perioadă în care nu comunicați și ați vrea să știți. Evident, este normal, e dreptul vostru. Am ales patru obiecte. Rămâne să vă alegeți. Acestea ar fi foarte diferite între ele. Acesta, după cum vedeți, este numărul 1, o cochilie de melc. Ia uite, să vedem. Ia uite, cochilie de melc. Argintie. Acesta este un ruj, cumpărat la urgență, într-un moment în care mi-am uitat geanta cu ruj. Da, un ruj, cumpărat la urgență. Clopoțel, care împrăștiați energiile negative. Și o cariocă, numărul 4, o cariocă mov, cu care eu mai mă scriu. Uite și scriu acum. Da? Eșc. Scriu în persană că îmi place. Așa, iar voi alegeți. Acum așa, ca să vă fac demonstrația. Dacă mă întrebați ce am scris, o să vă răspund. Deci, 4, 3, 2, 1. Vă alegeți. Iar eu îmi pun obiectele deoparte, să sperăm că îmi aduc aminte în ce ordine le-am pus inițial, nu le încurc, da? Și începe etalarea. Colectivă. Despre ce simte despre voi persoana la care vă gândiți? Am mai multe seturi de cărți. Trece, setul de cărți s-a oprit la 10 de bâte, ia uite. Se consumă energetic în această problemă. Se consumă, ar vrea să comunice, dar știe că v-a dezamăgit, știe, ce mesaj a venit deja, știe că e legătură profundă emoțională, că v-au dezamăgit, că sunteți răniți poate dinaintea lor, dar vă simt ca acasă, interesant, 2 de cupe și 10 de bâte. De bâte, nu de bâte, 10 de bâte aici, 10 de monede. Vă simt ca acasă. Probabil că aveți planete în casa a patra sau pur și simplu simt că ați mai fost împreună, ați avut ceva, ați trăit în aceeași familie cândva într-o altă viață. Însă, variază, evident, pentru că sunteți mulți și fiecare a trăit povestea altfel. Interesant. Dar setul de cărți s-a oprit la 10 de bâte. 10 de bâte spune că nu are energie, curajul, da? Deși își dorește să comunice. Pe de o parte, simt că mesajul pentru unii dintre voi este și că trebuie să-și adune toate puterile, tot curajul să vă transmită niște mesaje, să comunice cu voi după această separare, care o fi fost, cât o fi durat. Însă, am vrut să se arate asul de monede. Vrea să vă fac o ofertă tangibilă. Dar, hai să vedem. Ce vrea să... Ce simte? Uf, da? Ia uite. Da? Unii dintre voi sunteți semne de apă, sunteți între semn de apă, semn de aer, semn de pământ. Mai mult sau mai puțin, sau marcaje în aceste case, în aceste zodii, marcajele care creează conflictul. Între voi, foarte posibil să fie prieteni, cunoștințe, familii care creează energii negative, conflicte. Acest 5 de spade, o energie. Evident că poate să fie și ego-ul cuiva, unul dintre voi nu v-ați deschis, foarte posibil ei. Voi ați încercat să comunicați într-o formă sau alta regina de cupe când ați văzut că nu se deschide, ce se creează acest joc mental, că pentru mine 5 de spade reprezintă jocuri mentale. Da? Lasă, nu comunic cu tine, lasă, mă vezi ieșind în oraș cu altcineva, lasă că tac. Și te las pe tine să-mi scrii nu știu câte mesaje și eu nu zic nimic, ca să dovedesc cât de important, ce efect intens am produs asupra ta, da? Și totuși, nu-ți răspund, nu mă port așa cum ai vrea, patru de monede.
Unul dintre voi a încercat să se deschidă emoțional într-o formă sau alta, sau cel puțin, chiar dacă nu a oferit ceea ce se aștepta persoana respectivă, a încercat să creeze niște poduri emoționale între voi doi. Regina de cupe e o persoană matură, a încercat să vindece. Nu zic musai că a fost respinsă oferta lor cândva, ce-o fi fost cândva, zic că s-au creat poduri. Acum, dacă aceste poduri au fost dărâmate continuu, iar voi trebuie să recunoașteți povestea din primele cărți ca să vedeți dacă ați ales bine, pentru că uneori chiar intuiția nu ne ajută și puteți să căutați la număr. Ia uite. Patru de spade. L-am văzut, trebuie să-l pun. Asta e. Clarificăm asul de monede. Valetul de monede, interesant. Ia uite, s-a oprit la regina de cupe. Da, multă dragoste, multă sensibilitate. Dar cred că și din partea celelalte persoane care nu v-a răspuns, care vă ține în această așteptare, în această tăcere, dar evident că dacă persoana respectivă nu e suficient de matură ca regina de cupe, nu o să se comporte. Ia uite, nouă de cupe, multă bucurie și totuși nu se arată, nu se arată și se creează conflicte. Mai dăm pentru numărul 1. Ce simte pentru voi? Turnul. 10 de monede. 9 de monede. Mai dăm cu o carte. Mai amestec. Și am simțit. Ok. 3 de monede. Wow. Pentru unii dintre voi, sunteți marcați de un semn de aer, regina de spade și steaua, semn de aer care vă iubește, nu zic nu, dar a creat aceste jocuri mentale 5 de spade și a adus răni, a comunicat într-un fel prea brutal și a produs o dezechilibrare energetică emoțională care în această perioadă de tăcere trebuia vindecată. Ce simte pentru voi în această perioadă? În primul și în primul rând, simte că v-au dezamăgit, simte multă tristețe, simte că au pierdut, simt, nu mai zic simte, persoana respectivă, ei simt că vorbesc despre un colectiv, ei simt că au pierdut o ocazie specială. Aceste două cupe le-au pierdut din cauza unor prieteni, unor triunghiuri amoroase și pentru unii le-a luat prea mult timp vindecarea, echilibrarea mentală de ceea ce au făcut. 5, 4. Aici avem și spânzuratul. Și-au luat timp să se vindece, să-și ordoneze gândurile, însă acest timp de vindecare a durat un pic cam prea mult și unul dintre voi a creat blocaje. 9 de băte. Însă, în această perioadă, vă vine să credeți sau nu, au primit o nouă idee, o nouă perspectivă despre ce simt pentru voi. Simt nevoia să schimbe această stare de doliu emoțional, e un doliu emoțional în sufletul lor, și să vă ofere ceva tangibil, o prietenie, o amiciție, vor să vă studieze sau să vă ofere ceva special, măcar să comunice, pentru că valetul de monede înseamnă și comunicare prin telefon. E un obiect, da? Telefonul e un obiect, să vă comunice. Să vă ofere o invitație undeva să ieșiți, ar vrea. Acum, asta pentru că revenim la ceea ce simt. Simt, au simțit până acum nevoia să vă studieze, simt în continuare nevoia să vă studieze, încă se simt ei mici pe lângă voi într-un fel sau altul și vă văd ca pe o persoană foarte specială, asul și valetul de monede și mai ales la valetul de monede se vede. Cum se uită la această monedă? Voi sunteți ceva prețios, vă țin așa pe un piedestal și
Și foarte posibil din cauza acestei senzații că voi sunteți minunați, 9 de monede, independenți sau căsătoriți, rămâne de văzut, e variază că etalare colectivă. Oricum, vă văd ca pe un personaj absolut fantastic, miraculos, la care n-au avut acces, probabil. Acest trăsnet evidențiază și faptul că au un cerc de prieteni în care n-a fost de ajutor în această relație, în această situație, și nu doar de prieteni. Oamenii cu care s-au mai dus, cu care și-au mai petrecut ei timpul, bărbați, femei, nu contează, nu au aceeași valoare ca cea pe care vă o acordă vouă. În continuare, simt o trezire, deci turnul. Se trezesc la o nouă idee. Am văzut și spânzuratul și turnul. O nouă idee vine, apare în mintea lor. Își doresc, dacă sunteți liberi, să colaboreze trei de monede, să construiți o relație, da? Asul de monede, valetul de monede, o relație de lungă durată, 10. Interesant este că turnul a venit imediat după valet. Nevoia de comunicare practică. Vor să vă comunice sau, în fine, dacă vor. E una, am spus, între ceea ce vor, ceea ce reușesc să facă, iar este cale lungă, dar asta simt. Simt că sunteți persoane speciale, valoroase, văd multe monede. După ce, în trecut, s-au lăsat atrași de cupe mai puțin pline, care s-au și golit repede. Și au trebuit să se vindece, v-au blocat, v-au blocat și ei, se vede, da, în trecut, poate și acum încă sunteți în acest blocaj. Vă văd persoane stabile, persoane care ați creat lucruri de valoare într-o formă sau alta și, interesant, monede, 9 de monede, 10 de monede și valetul și asul. Simt că vă apreciază munca pe care o faceți, unde sunteți, că sunteți o persoană care îi inspiră. Eventual inspiră și la artă. Unii dintre voi faceți într-o formă sau altă artă și inspira și pe ei să facă artă. Trei, iar ține de comunicare constructivă. Ce cu cartea asta aici? Ia uite, comunicare. Colibriu. Este o comunicare pozitivă. Vor să facă lumina în întuneric. Vor să readucă curcubeul, speranța. Interesant mesajul. Da? În relația voastră. Până acum au fost închiși. Interesant că la capătul setului de cărți a apărut, iată, semn de aer pentru unii. Sunt atrași de voi ca de o flacără, ca de, eu știu, ca molia de flamă, cum se zice. Există o legătură emoțională, apare semn de apă, steaua de mare, unul dintre voi iese de 5 stele. Este de 5 stele, este o persoană foarte specială, pe care oamenii, mai devreme sau mai târziu, vă apreciază. Unul dintre voi. Însă am spus, acum este nevoie de comunicare, simt nevoia să facă lumină în întuneric. Aici este un întuneric și ați ales și scoica. Într-un fel sau altul, chiar dacă e scoică de merculeț. A, interesant mesajul. Faptul că am ales astăzi o scoică de merculeț îmi transmite un mesaj în plus, că se dezvoltă această relație extrem de greu. Extrem de greu. Și pentru că am vopsit-o în argintiu, simt că într-adevăr aveți niște conexiuni emoționale profunde. Profunde. Pentru că argintiu ține de lună. Vor să vă șoptească cuvinte plăcute. Vor să vă șoptească cât de frumos și de valoroși vă văd. Humming. Așa simt. Humming. Și să explodeze oarecum sau să se desfacă din această carcasă emoțională în care au stat și să radieze. Deja încep să simt că nu mai pot să stea în această separare prea mult timp.
și au ținut emoțiile în secret prea mult timp. Ia uite. În nimic există totul. Vi s-a părut că nu se întâmplă nimic în această perioadă, unii dintre voi, așa vi s-a părut, dar s-au întâmplat multe transformări în viața acestui personaj la care vă gândiți. S-a recreat o lume emoțională, văd un lac cu mulți peștișori, iar avem pește și aici, l-a spânzurat. Avem apă, am văzut și mai devreme, și apă, și aer, și pământ, în mod special. Am văzut și pasiune la început de etalare, o pasiune care devurează, pentru că nu este exprimată, nu este împărtășită. În nimic există totul. În această tăcere s-au făcut multe transformări. Ați comunicat telepatic? Și ați comunicat despre multe. Într-un fel sau altul, voi sunteți la actualitate cu ce se întâmplă în viața celuilalt, din punct de vedere emoțional și spiritual, pentru că am văzut doi de cupe la început. Dar, din punct de vedere 3D, rațional, nu s-a întâmplat mare lucru. Din acest motiv, simt că au venit și aceste monede, nevoia de a materializa tot universul care s-a creat în ultima vreme, în această tăcere. Iau-te, Simplicity. Vor să înceapă cu lucruri simple, să creeze. 4 înseamnă stabilitate. Aveți 2 și 4. 2. Voi 2. Oh, interesant. Unul dintre voi sunteți, am zis, sunteți din punct de vedere profesional și nu doar profesional. Foarte posibil să fie și diferență de vârstă, dar nu musa, ai diferență de cultură, de tradiții. Și profesional să fiți foarte diferiți unul de celălalt și în acest motiv unul să se simtă să se simtă inferior în fața celuilalt. Din acest motiv a preferat să stea cu cei de o seamă, cu el sau cu ea. Dar acum conștientizează că au pierdut o ocazie și vor să regretă profund, profund, sunt în doliu. Sunt în doliu. De-aia și-au luat și timp de vindecare. Și ce se întâmplă când suntem în doliu? Aveam acea, pentru cei care știți ce înseamnă cum e să pierdeți pe cineva drag. Și da, mă mai bâlbâi pentru că am atins un punct foarte sensibil și mie în momentul în care am pierdut și eu persoane dragi. Mi-a fost foarte greu. Asta pentru că simți că nu-i vei mai întâlni, simți că nu mai ai nicio șansă să le spui încă o dată, iartă-mă, te iubesc, îmi pare rău, aș fi vrut să fac cu tare și cu tare, nu ce am făcut. Din acest motiv n-au apărut 4 de cupe, 5 de cupe. Deci ei, în această perioadă, unii dintre ei, au simțit că v-au pierdut definitiv. Acum apare asul de monede, apare și turnul, ca o idee trăsnet. Idee trăsnet care amplifică ideea pe care a primit-o, conștiința, o nouă conștiință pe care a primit-o spânzuratul, da? Deci în nimic s-a născut, a apărut totul. Acel Big Bang, da? Un nou univers se creează acum, o nouă posibilitate, ceva s-a întâmplat, o sclipire, un trăsnet. Și își doresc, pentru că a apărut Simplicity, să vină cu o ofertă, valetul de monede și asul de monede. Practică. Da, vor să și vorbească despre emoții, de ce au stat închiși, de ce, de ce, de ce, despre traumele lor. De ce au mers așa de greu. Ia uite ce frumos. S-a oprit la Legacy of Light. Legacy este și aici, da? Moștenire. O moștenire. Vor să creeze o moștenire. Și vor să muncească 3 de monede, o moștenire de lumină. 5 cu 3 înseamnă 8. Apare această transformare despre care voi nu știți nimic. Rămâne de văzut când se va materializa.
Aveți un mesaj de la această persoană și spune așa: dacă ai ști cât am simțit cu adevărat și nu ți-am arătat. Încerc să traduc din engleză. A fost pierdut într-un ocean de emoții față de voi. La un moment dat și-a preferat lăculețe, râulețe, pârâiașe, mai simple ca să nu se piardă. Și acelea au secat repede. Pentru cine o fi acest mesaj, nu știu, dragii mei, dar evident că e pentru cineva. E pentru cineva. Ce simt față de voi? Numărul 1. Ia uite. Stau în spatele vostru, vă urmăresc, 2 de monede, vă urmăresc, ar vrea să vă ating, ar vrea să vă îmbrățișeze, vă studiază, am zis, valetul de monede vă studiază. Ce vă place? Unde vă duceți? Ia uite, împăratul s-a obținut, eventual se gândesc, au fantezii erotice și evident că mai fac și alte lucruri când sunt singuri, gândindu-se la voi. Dar au vrut să controleze toată această poveste și această nevoie de control a dus la acel dezastru emoțional. Acum vine trăsnetul, vine ideea pe care a primit-o spânzurat în această perioadă de sacrificii, de tăcere. Le este teamă, le este rușine, așa simt. If you only knew how really I felt. Dacă ai ști doar cum am simțit. Ce am simțit? Au senzația că voi nici nu-i băgați în seamă, că vă uitați la stea. Interesant, că voi vă uitați la steaua, la o stea în depărtare, la... Și ce înseamnă stea? Da, vă concentrați pentru că apar 3 de monede, 9 de monede, 10 de monede. Vă concentrați, munciți. Munciți, dragii mei, aici e trezirea lor. Munciți pentru dezvoltarea voastră personală și pentru stabilitatea voastră, să lăsați în urmă ceva valoros. Și asta este trezirea lor. Vor și ei să creeze aceleași lucruri împreună cu voi. Și în acest motiv n-au știut cum să vă abordeze. Că v-au văzut că vă uitați tot timpul. Poate că studiați astrologie, poate studiați și alte lucruri, da? Și totuși s-au obținut, au vrut să țină control. Ia uite, și v-au văzut extrem de... V-au văzut seducător, dar mai un alt mesaj. Au preferat să se ducă persoane mult mai ușoare, așa simt mesajul. Da, și a apărut 10 de băte. 10 de băte. Persoane mult mai ușoare care s-au oferit ușor, dar care au consumat repede povestea. Acum voi iaute, își doresc, am zis că în continuare, se simt atrași față de voi, dar nu știu cum să vă abordeze, ar dori 2 de monede, ar dori să vă ofere acest as de monede, să vă ofere o relație stabilă care confirmă legătura spirituală dintre voi doi. Da, asta este. Și totuși, repet, persoana la care vă gândiți, interesant, mai ce mesaj am primit, interesant, știu, dar nu mă interesează să dezvolt subiectul ăsta prea mult, pentru că nu vreau să vă atrag într-o zonă care ar trebui ținută oarecum în umbră, pentru că este riscant să faceți așa ceva, dar simt că unii dintre ei încearcă, fiți atenți, să vă ademenească, să vă ademenească cu ceva. Aici apare un miros. Dacă vă invită la un restaurant, e ok. Să vă ademenească cu niște tratamente aromate, ademenitoare. Dar primul mesaj pe care l-am simțit, am simțit că s-ar putea să ardă niște frunze pentru voi, pentru cei care știți ce înseamnă asta. Cei care ard anumite hârtii și frunze ca să manifeste întoarcerea persoanei dragi în viața lor. Dragii mei, eu zic să nu faceți niciodată așa ceva, pentru că nu știți exact care este planul divin și în momentul în care voi faceți așa ceva, înseamnă că nu știți să vă reparați greșelile într-un mod autentic.
Așteptați ca tot persoana să se întoarcă. Cine o fi? Eu zic că e vorba de ei. O să mă pregătesc să strâng cărțile pentru numărul 2. Dar cine face așa ceva, dragii mei, eu nu vă îndemn să faceți. Vă faceți karmă mare dacă practicați așa ceva. Cel mai bine este să vă concentrați pe eliberarea voastră de karmă, de obsesii, de dependențe, de boli, de multe alte lucruri, să faceți afirmații pentru creșterea voastră, pentru înțelepciunea voastră, dar să nu atrageți pe nimeni prin magie, cu forța, prin minciunele, eu vă zic vouă, dar eu cred că se refera la ei, evident. Așa, pentru că este un păcat. În ce sens? Nu vorbesc că din punct de vedere religios că e un păcat. Este o mare greșeală, vă atrageți o mare karmă. Cei care faceți așa ceva. Unde am pus cărțile? Dar asta pentru că am văzut niște frunze arse. Frunze de laur mi s-au părut că sunt. Și știu, am citit, știu, am habar că se face cu așa ceva. Dar, repet, nu este pentru oamenii puternici. Nu este pentru oamenii care vor să crească. Și ca să crești, ai nevoie de cât mai puține atașamente. Da? Înțelegeți. Dragii mei, mă pregătesc să închei etalarea, da? Acum o să trec la numărul 2. Nu mai pun pauză ca să nu se decaleze sunetul. Numărul 2. Numărul 2. Care ați ales rujulețul? Cumpărat la urgență. Cumpărat la urgență. Sunt foarte curioasă cum se vor arăta și cărțile. Dar simt că persoana la care vă gândiți este, într-adevăr, este atrasă din punct de vedere erotic foarte intens. Este și roșu, ruj, roșu, nu e nici măcar brun sau natur sau nude. E un ruj roșu și are ruj la două capete, adică se arde, interesant mesajul, se arde această atracție la două capete. Ia uite, Black Egg, interesant. Este nevoia de comunicare, chakra a cincea, Vishuddhi. Uf, unul dintre voi, rămâne de văzut care, trebuie să iasă dintr-o energie negativă, trebuie să iasă, a venit invers, trebuie neapărat să iasă. A apărut și, ce frumos, și Vishuddhi, care este un ou negrul. Hai să mai vedem ce alte mesaje primim. Cei care ați ales numărul 2. Ce mesaj ar fi să vă mai dau până amestec cărțile? Acest personaj, afară de faptul că are nevoie urgentă de această energie pe care o emanați, pe care o simt în preajma voastră, are nevoie urgentă, așa cum am avut eu nevoie de acel ruj. Da? La urgență, nu m-am uitat că e ieftin, că nu e... Ieftin, bine, evident că e ieftin. Ala a fost primul magazin, ia uite, soale. Foarte fericiți în preajma voastră. Am văzut și vulturul. Vor să se elibereze de o energie negativă și energia voastră îi salvează într-un fel sau altul. Pe de o parte și ei vă salvează pe voi de la... Rămâne de văzut de la ce? Chiar dacă s-ar putea să fie diferență de valoare, în ce sens între voi? Asta pentru că nu e un obiect prea scump. Unul dintre voi să fie mai simplu, mai puțin prelucrat, mai puțin branduit, dar valoarea lui valoarea lui constă în faptul că oferă serviciu de care aveți nevoie în acel moment. Înțelegeți, da? Sunt într-o energie foarte tristă, cei de la numărul 2. Am văzut 5 de cupe, poate că și ei. Aute, 7 de monede. Încă nu prea pot să comunice anumite lucruri, dar haideți să vedem ce simt. Simt multă bucurie. Iată, asta vreau să se arate. Multă bucurie. Au și stres, un stres. Oare de ce o fi acest stres? 9 de spade.
dragii de ei, unii dintre ei sunt căsătoriți. Cu 10 de monede nu pot să spun acest lucru. Dacă nu sunt căsătoriți, sunt concentrați pe carieră sau familia lor. Mama, tata, vecinii, nu vecinii, nu sunt familie, nepoții, verii, da? Neamul din care se trag acești oameni le creează niște conflicte. Da, au mulți bani. Au bani. Au bani. Dar asta nu înseamnă că au și fericire. Au nopți negre, albe, griji, griji. Sunt între bani. Trebuie să investească în ceva. Unii dintre ei, ia uite, vor să renească. Vor să renească. Eu zic că vor să renească prin ceea ce simt. Sau îi face... Nu, îi face să renască. Ei se simt fericiți. Am zis eu, e o urgență. Îi salvați. O stare de urgență. Acum mă concentrez pe acest stea cu cer roșie. Îi salvați. Energia voastră îi salvează. Soarele, ce face asta? Face? Da. Îi salvați. De la ceva. Interesant. Deci vor să renască. Da. Vor să renească. Simt multă pasiune, regina de bâte, pentru voi sunt îndrăgostiți și apare și roata norocului, energie. Îi scoateți, iau-te, dintr-o stare în care, da, au probleme acasă, dacă sunt soți, soții, tați, au probleme, 8 de spade. Și apare această energie emoțională, lunară, da? Chiar erotică. Luna o văd astăzi, o văd erotică în această etalare. Le este teamă de emoții, le este teamă de această zonă a lor pe care n-au explorat-o și care le întoarce destinul. Probabil sunteți marcați de unii dintre voi, unii, de gemeni, dar nu musai, de pești, rac și scorpion. Aveți marcaj în leu, iar. Aveți și soarele și luna. Și emoțional, dar și spiritual îi treziți. Am zis la început, e atracție erotică foarte intensă, dar se pare că nu e doar erotică. Da, când văd soarele cu acest steag roșu, văd pe kundalinii trezindu-se, da, și copilul divin. Și sunteți foarte jucăuși unii dintre voi și le treziți și lor copilul divin. Îi face să se bucure, în prezența voastră se bucură, zâmbesc, ia uite. 6 de cupe, s-a oprit aici, simt că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, chiar dacă ei sunt reci. În general, sunt distanți cu alții, nu arată emoțiile. În preajma voastră n-au cum să nu arate emoțiile. Ia uite, unii dintre ei sunt căsătoriți, dar e o căsătorie în care nu manifestă. Ia uite, regele de monede, regele de spade se implică financiar, mental, își fac datoria, își îndeplinesc responsabilitățile, dar nu emoțional, ca la voi. Da, voi le treziți acest copil divin. Interesant. Numărul 2. Ce simte pentru voi? Transformare. Am zis eu, chestie de urgență. Urgență. Ia uite, puterea. Simt foarte intens. Am văzut și regina. Asta a ieșit, o pun. Da? Aveți, am zis, marcaj... în leu, marcaj, în scorpion, în fecioară, apar și așa, și în alte semne de pământ. Taur, capricorn, fecioară. Am zis fecioară, da? Îi transformați. Bucuria asta pe care o simt în preajma lor, în preajma voastră, fac și o greșeală pentru că vin idei. Și nu mă pot concentra tot timpul la exprimarea aceasta corectă, pentru că vin prea multe și se suprapun. Deci această bucurie îi transformă, îi trezește din morți. Ei, din punct de vedere emoțional și chiar spiritual, erau la pământ. Uitați cum sunt la pământ. Foarte posibil pentru unii dintre voi, am două mesaje. Acești oameni să aibă acasă o persoană care îi domină, regina de bâte, și acolo trebuie să se controleze tot timpul, da? Trebuie să controleze persoana care domină, cu mare grijă, da? Fecioara și leu, cu mare grijă. Și din acest motiv, pentru că au trebuit să se controleze și să se lupte oarecum cu ego-ul cuiva acasă sau în relația respectivă sau în familie, dacă sunt căsătoriți, altceva a murit în ei. Și voi îi renașteți.
într-un fel sau altul. Îi transformați la o nouă viață. Pluto, moartea. Wow! Scorpionul. Pe de altă parte, această transformare le aduce și o încredere, o nouă încredere în erotismul lor, că tot ați ales rujul, da? Și regina de bâte este erotică. Pe de o parte am zis că se simt foarte fericiți în preajma voastră, vă și văd ca niște persoane extrem de pasionale, de erotice, creative, da? Soare, care căutați să creșteți spiritual, chiar dacă sunteți erotici, sunteți sexy, sunteți sexuali, cum vreți voi, senzuali, cătați către soare, ca această floare a soarelui. Cătați către creștere. Îmi place cuvântul, da? Către creștere spirituală. Vă abțineți, adică simt. Ei vă simt, mai ales dacă au marcaj în scorpion. Intuiesc focul care zace în voi, acest soare, această regină de bâte, focul care zace și în voi, le trezește și focul lor și pasiunea lor care aproape era la pământ dintr-un punct de vedere spiritual, erotic. A, nu zic că dacă sunt într-un cuplu, probabil că dacă au copii, ori mai fi fost și ei împreună. Dar nu e același lucru cu ceea ce simt în preajma voastră. Ia uite, la capătul setului de cărți, regina de cupe. Am zis că emoțional, da? Cu moartea n-ai cum. E o transformare emoțională și spirituală. Vor să comunice, se simt, vor să vă studieze. Ia uite, am zis... 9 de 8 de bâte. Eu vreau să zic 8 și iese 9. E o stare de oboseală și la mine. Am zis că vă văd într-un mod special. Posibil unul dintre voi sunteți singurei și ei sunt în cuplu sau invers. Și chiar dacă n-ați fi singuri, am zis că unul dintre voi, această regină de bâte, așa cum vă văd ei, cătați către spiritualitate nouă, nou e un număr spiritual, vreți transformați, interesant că apare și transformarea, transformați această energie a voastră erotică, pasiunea pe care o aveți voi în viață, le transformați în lucruri materiale valoroase. Interesant. Însă, ce simt? Simt nevoia să vorbească, simt nevoia, valetul de monede, să comunice cu voi. Și practic, dar nu doar practic, ar vrea să comunice cu 8 de bâte, să vă spună și cum simt din punct de vedere intim. Ar vrea. Până una alta, într-un fel sau altul, aveți voi ceva, un cărcoșoz, îi vindecați emoțional. Frumos, frumos. Oare ce cărți mai punem? Aceasta le punem. Am văzut crocodilul, care ar fi prima carte de apă în această serie. Crocodilul care, ce face? Stă în întuneric și vă studiază. Vă studiază din umbră persoana respectivă. Iar a vrut să se arate. Înseamnă că este foarte important. Este un simbol spiritual. Sunt doar 7 cărți în această serie a eterului, da? Doar 7, fiecare carte pentru o chakră. Este chakra a 5-a, a comunicării. Probabil că acolo un blocaj. Dar ce înseamnă comunicare? Înseamnă și manifestare. Că nu poți să manifesti fără să comunici. Probabil că unii dintre ei trebuie să învețe să comunice ca să manifeste ceva. Și asta o învață de la voi. Însă este un ou negru. Negru. Care tot? Ia uite, la capătul setului de cărți, am zis erotism, chakra a doua, o las aici, o las aici. Pe de-o parte sunt plin de frici, ca acest iepuraș. Poate că pe vremuri erau mai jucăuși, mai playboy, mai înfricoșați și au preferat oameni care să-i domine, da? Regina de bâte, dar în preajma voastră vor să lase această frică pentru că se trezește șarpele. Șarpele se trezește dintr-un somn adânc cu acest Pluto. Și interesant cum simt mesajul. Șarpele,
face un ou, începe să se nască ceva în ei, am zis, de naștere, renaștere. Ia uite-le aici, punctul ăsta negru eu este oul, oul acesta negru, așa-l văd, înconjurat de lumină. Au și ei un mare potențial, se pot transforma către lumină, către soare, în preajma voastră. Și evident, dacă, asta simt mult erotism, dar nu este un erotism de duzină, că trebuie să folosesc cuvântul ăsta, este un erotism spiritual, pentru cei care pot să înțeleagă conceptul ăsta, este un erotism spiritualizat. Simt că lângă voi pot să crească spiritual. Simt că lângă voi, chiar dacă trebuie să se abțină, depinde de situația prin care sunteți, că e unul căsătorit, că altul nu știu ce și nu știu ce, chiar dacă trebuie să se abțină, o fac pentru că vă apreciază și pentru că vor să crească spiritual. Vor să se transforme. Numărul 2. Simt că împreună puteți să fiți un cuplu puternic. Dacă cu persoana care îi domină acasă au manifestat ego-ul, leul, cu voi, în această transformare, vor să manifeste energia umană spiritualizată. Da? Numărul 2. Ce alte mesaje? Două am luat, interesant. Ia uite, Legacy of Light. Asta pentru că a apărut 10 de monede. Breaking. În primul rând vor să spargă, da? Nu este turnul. Seamănă ca și idee cu turnul, dar vor să iasă dintr-un cerc. Vor să iasă, pentru că simt că îi transformați. Încă n-a apărut turnul. Probabil că o să apare la un moment dat în etalările personale sau pe zodii. N-a apărut turnul, dar... Le spargeți, interesant, prezența voastră, soarele ăsta, care sunteți voi, le sparge orice blocaje pe care și le-au creat. Că am văzut regele de spade, care creează blocaje emoționale în jurul său. Breaking. Vor să spargă eventual acest ou, acest cerc închis și să se trezească. Să se trezească la o nouă viață. Dar e evident că nu vine ușor, vine cu oarecare suferință, dar apare și nouă de spade. E o suferință și o așteptare, 7 de monede. Poate că vă așteaptă, poate că vă urmăresc. De mai mult timp am văzut și cărți care au arătat faptul că v-au urmărit. Apare rugăciunea mamei. Unii dintre ei și-ar dori foarte mult să fiți mamă. Interesant mesajul. E o energie maternă care se simte între voi. Asta pentru că, da, clar, că aveți și regina de cupe. Aveți regina de cupe. Sunteți persoane empatice, unii dintre voi, bănuiesc că voi. Sunteți persoane empatice, nu doar pasionale. Uite, două semne ale eterului. Și v-ar dori să fiți mama copiilor lor, mai ales dacă sunt bărbați. 10 de monede. Dacă ei sunt căsătoriți, au niște probleme sau probleme acasă, își doresc o altă casă cu voi, doar o casă în lumină, Legacy of Light, o casă în lumină. Asta pentru care au soarele. Multă bucurie. Să pun și regina de cupe aici, să se vadă. Mama. Poate că, poate pentru că vin mai multe mesaje. Pentru unii dintre voi ați avut niște comunicări în perioada august-septembrie, când a fost Fecioara Maria, da? Of, evident, mesaj foarte erotic. Vreau să te sărut foarte mult. Da. Și sunt foarte rușinați de comportamentul lor. Oare de ce?
Evident, fiind etalare colectivă, variază. I feel ashamed of my behavior. Ce-or fi făcut? Poate știți, poate nici nu știți, dar sunt rușinați de ceva. Am zis că este o diferență. Ați ales un obiect care este extrem de ieftin, dar totuși are valoarea lui pentru că oferă transformarea, da? Transformare în frumusețare, să zicem. Persoana aceasta nu se simte la valoarea voastră. Da, apare și puterea și trebuie să-și facă curaj să vă abordeze. Trebuie să se transforme, să-și facă curaj, pentru că voi aici sunteți soarele pentru ei. Să-și facă curaj să-și exprime pasiunea, erotismul. Și nu doar, am zis că sunt și emoții puternice. Dar chakra a doua, chakra a cincea, a comunicării, comunicarea ține de rugăciuni, probabil că unii dintre ei trebuie să învețe să se roage, să manifeste, să discute și altfel. Sunt foarte stresați, văd 9 de spade, acum ia uitați, 9 de spade, 9 de spade a apărut și aici. Aici care vine după o căsătorie, ori acasă, dacă sunt singur, acasă. Au niște complexe, să zicem, intime, peste care încă nu trec, dar în prezența voastră ar avea curaj, s-ar transforma lucrurile, s-ar transforma erotic, sexual, da? Ori acasă, cu soția, cu soțul, activitățile lor intime nu sunt chiar atât de satisfăcătoare, pentru că nouă de spade totuși reprezintă griji. Pentru unii dintre... Acum vă rog frumos, nu vă abalați, că nu fi pentru toată lumea. Asta pentru că văd o pisică neagră aici și văd și un nou negru. Și trebuie să se spargă ceva. Se spargă acest ou negru. Asta, ce vreau să zic. Simt că cineva îi ține într-un soi de vrajă, dar din păcate există oameni care fac așa ceva. Sper să fie cât mai puțin, pentru că vă atrageți karma. Sper ca voi, ascultătorii mei, să nu faceți niciodată, nu vă recomand să faceți niciodată. Dar cu această pisică neagră și ou negru, magie neagră pentru unii dintre ei. Acum, de ce sunt ținuți? Interesant. De ce sunt ținuți? Iar variază. A apărut cavalerul de monede. Vine foarte greu această exprimare a lor erotică. În loc să vă ofere o floare, vă oferă o lămâie. Sau în loc să vă ofere un buchet de trandafiri, primiți, eu știu, un ghiveci cu mărar. Da, și mărarul are efectele sale afrodisiace, dacă știți. Dar făceam comparație între imaginea unuia și celuilalt. Diferență foarte mare între ceea ce simte și ceea ce oferă, ceea ce exprimă. Acum, văd că într-un fel sau altul și voi îi plăceți. Doamna este destul de... Da, este, poate că nici nu ține de faptul că îi plăceți sau nu, așa sunteți voi, pentru că ei vă văd regina de bâte, da? Și regina de cupe, într-adevăr, dar și regina de bâte. Vă văd persoane foarte sexy și după cum vedeți, da, persoana... De aici este îmbrăcată sexy. Probabil că așa vă este... Aha, da. Așa vă este felul vostru. Voi vă exprimați prin îmbrăcăminte, măcar din când în când. Și această latura voastră. Nu vă este teamă. Nu zic că sunteți tot timpul așa, dar nu vă este teamă să vă exprimați. Să vă îmbrăcați într-un anume fel. Da? Să vă machiați, că tot ați ales rujul. Da? Și sunt atrași. Și totuși, există această nevoie de așteptare, 7 de monede, lămâia asta care este încă verde până se coace, mai trece un timp. Până se transformă și prinde curaj să se exprime erotic, o să mai treacă un timp. Însă, ce simt pentru voi? Simt multă, multă bucurie. Le umple sufletul de zâmbet, de zâmbete, de soare în suflet, cum zic eu. Le aduce soare în suflet.
Și în legătură cu acest mesaj, ce ar mai fi? Ar mai fi că, dragii mei, o, da, ce frumos mesaj. Știți că e acea zicală sau cum este? Să faci cum era? Ajutați-mă. Poate reușesc să-mi aduc aminte. Că viața îți dă lămâi, când viața îți dă lămâi, fă citronadă din ele. Adică, atunci când treci prin niște greutăți, unii, sau când trecem prin greutăți, au puterea să alchimizeze acele greutăți. Mai ales pentru că aveți în etalare, aveți această moarte și soarele. Voi îi ajutați să se transforme, să se alchimizeze. Voi, pentru că vouă vă dă lămâia. Faceți voi citronadă din problemele lor. Probabil că își doresc să comunice despre problemele lor și vor comunica la un moment dat. Și această comunicare ține mai mult de o transformare, pentru că opt e o transformare și psihologică, emoțională, și erotică, sexuală. Da? V-ar dezbrăca, v-ar cuceri, dar deocamdată sunt foarte geloși. Ori, dacă, da, sunt foarte geloși. 5 de bâte. Ori au această persoană foarte geloasă, poate și una și alta, da? Au o persoană geloasă în preajmă, pe de o parte și ei sunt geloși față de voi și totuși există nevoia de zero, da? Moartea și zero, să o ia de la zero. Ia, uite ce frumos, asul de cupe, ce mă bucur! Vor să o ia de la zero cu voi pentru că simt o mare, mare dragoste. Atracție e, atracție, dar este și legătură. Ia uite și împărăteasa, măi, deci nu se poate cum au picat toate. Moartea, oul negru, șarpele, aici e un șarpe, e kundalini, sexualitate, scoica, rujul, buze roșii, înțelegeți, ia uite și ce mai e împăratul, ei căsătoriți sau dacă nu sunt căsătoriți se abțin, împăratul și împărăteasa, cuplu divin. Deci de-aia apare această transformare. Îi transformați, dragii mei. Hai că am vorbit o grămadă. Povestiți-mi din ce am vorbit, ce se confirmă. O să încep să iau cărțile. Mai, ce frumos! Am văzut și regele de cupe, 9 de cupe. Deci, iar, regele de cupe, regina de cupe. Frumoase cărți la numărul 2. Rămâne de văzut acum în cât timp se și manifestă toate lucrurile. Eu am spus acum ce simt ei pentru voi. Și totul să pun. Ok, am pus o mică pauză pentru că se făcuse foarte cald. Aici. Da, dragii mei, cu numărul 2. Oare pentru cine o fi citit? Sunt și eu curioasă și mă bucur mult când îmi mărturisiți, când îmi confirmați măcar o parte din ceea ce povestesc aici. Acum, să mă pregătesc pentru numărul care era numărul 3. Numărul 3. Ok. Deci, încep să vorbesc despre numărul 3. Între timp, amestec cărțile. Și ce pot să spun? Ați ales un clopoțel. Clopoțel înseamnă avertizare, alarmă, iar este o stare de urgență. Da, costa 3 lei. Nu asta contează cât e de scump. El are oricum aspectul ăsta de prețios, tocmai pentru că e al mai auriu. Dar sunteți chemați clopotul la o trezire. Ha, interesant. 6 de apă. Vreți să construiți o relație emoțională? Rămâne de văzut cum este confirmat acest mesaj. Acum eu o să amestec aceste cărți. Le curăț. Numărul 3. Și pentru că este un budist, este vorba de trezirea spirituală a voastră în această relație, în acest context. Pentru că vorbim despre ceea ce simte despre voi. Posibil că îi treziți din punct de vedere spiritual și nu doar spiritual, îi treziți, dar e o gălăgie. Îndepărtați niște concepte învechite, că se zice în tradiția indiană că atunci când clopoței fac gălăgie, se împrăște energiile negative. Îndepărtați ceva negativ în viața lor.
prin felul în care comunicați sau subiectele pe care le abordați, pentru că și acest zgomot este un soi de comunicare codificată. Da, nu verbală, nu e o comunicare verbală, e prin sunete, da? Ca și când ar fi un cod, într-un mod foarte subtil. Și vorbeam de comunicare. Valetul de spade a venit invers. Valetul de spade. Comunicare. Dar valetul de spade, dragii mei, spionează. Pentru că a venit invers. Mă rămâne de văzut. Ce simte? Simte ce simte despre voi? Deocamdată vă studiază, vă spionează. Ce simte? Hai să mai vedem. Fost niște conflicte verbale sau niște jocuri mentale? Da, am zis, cavalerul de spade vrea să comunice. Iute, vrea să vină repede în viața voastră, să vă avertizeze, eventual. Despre ceva ce a văzut, a observat. A văzut un triunghi, sau neapărat un triunghi amoros, musai. A văzut o situație dezechilibrată. Eventual a văzut cum rămâne... Hai să mai trag o altă carte. Uite, valetul de cupe. Multe spade. Regina de spade. Multe spade. Ia uite, șapte de spade, foarte multe spade. Probabil că aveți marcaj ori unul, ori celălalt în semne de aer. Nu degeaba am vorbit de comunicare, dar acest clopoțel vorbește despre o comunicare, da, stridentă, dar foarte importantă. Regina de spade nu comunică baliverne. Dacă valetul de spade încă mai se ocupă de montenități, regina de spade nu. Regina de spade are nevoie de adevăr și uneori adevărul doare. Probabil că este pentru unii dintre voi, este un triunghi amoros. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Sau o situație nedreaptă la locul de muncă. Probabil că unii dintre voi lucrați mai mult decât alții și primiți mai puțin decât alții și se dorește o echilibrare a situației. Dar, totuși, pentru mulți dintre voi a fost o ofertă emoțională la un moment dat cândva de care au fugit. Ați fugit, cred că amândoi. Așa simt că ați fugit. Și totuși, multă pasiune a existat. Multă pasiune. Dar cineva a fugit de această și pasiune și emoții. A preferat să rămână într-o zonă a mentalului. Dacă ar fi luat această bâtă, această ofertă emoțională de care a fugit, și-ar fi schimbat întreaga viață. Și aici probabil că le-a fost teamă. Le-a fost o teamă că au trebuit să-și replanifice... Doi de bâte, întreaga viață. Și în primul rând, iau, te-am zis, ofertă emoțională și pasională. Acest as de cupe a revenit aici. Regina și asul de cupe. Da, au simțit, aici n-a apărut. Au simțit multe emoții față de voi. Multe emoții. Au vrut să și împărtășească. Dar unul dintre voi a fugit. Mincinosul poate să însemne și o persoană care se minte pe el însuși. Din niște ce înseamnă să ne mințim? Nu poate să meargă această poveste de dragoste pentru că el sau ea este prea tânăr sau prea tânără. Nu poate să meargă această poveste de dragoste, da? Pentru că eu sunt într-o relație sau ea este într-o relație. Nu poate să meargă această... Nu zic să fiți în triunghi amoros, dar dacă în relația în care sunteți nu sunteți fericiți, la un moment dat apare tentația. Ca să vă dați șansa la o nouă experiență, la transformare, da? De ce fuge? Fuge din multe motive și de multe ori și noi fugim. Asta e adevărul. Fără nicio acuză, doar la adresa celorlalți, trebuie să recunoaște că și noi, toți avem momente în care, eu am văzut și diavolul, avem momente în care fugim de niște situații. Însă, ce simt? Deocamdată este o luptă în mentalul lor pentru că văd multe spade. Foarte posibil unii dintre ei, pentru că pentru mine șase de monede înseamnă zodia Taurului, eu Venus în Taur, în semn de pământ.
Unii dintre ei nu comunică pentru că au niște conturi de reglat cu cineva semn de aer. Niște chestii legale, regina de spade. Regina de spade înseamnă și o persoană divorțată sau văduvă. Iar e o situație, balanță, e o chestiune care ține de justiție. Probabil că aveți marcaj în balanță într-un fel sau altul, sau în casa șaptea, sau. Interesant. Wow, ce mesaj am simțit acum. Regina de spade, mi se pare foarte potrivită să avertizeze. Să avertizeze cavalerul de spade că dacă merge într-o altă direcție, în spatele ei, viața, situația se dezechilibrează. Și interesant, așa simt mesajul. Pentru că aveți un clopoțel, o avertizare, da? Dacă cine are aceste spade la îndemână merge în spate, în jos, va fi spre căderea sau. Da. Spre căderea sa. Dacă merg într-o situație, într-un triunghi amoros sau într-o situație dezechilibrată. Și aici era, fain, așa o văd, regina de spade care avertizează, hei, cavalere, nu te duci în direcția aia. Nu te duce cu oameni mai prejos ca tine. Nu te duce, du-te cu cei care te cresc. Asta pentru că am simțit acum acest mesaj, l-am văzut pe Buddha și mi-am amintit de primul mesaj de la început, avertizare către creștere spirituală. Sau, hei, puștule, valetule de spade, învață să te echilibrezi și să crești de la valet la cavaler ca să putem discuta, să putem echilibra situația. Maturizează-te, nu doar intelectual, ci emoțional, ci financiar, crești, pentru că e invers valetul de spade, crești, hei, tinere, crești sau tinerico, da? Crești un pic. Eu te pot ajuta. 6 de monede. Practic, nu doar verbal. Dar depinde de tine ce alegi. Așa simt acum acest mesaj. Rămâne de văzut pentru cine o fi. Iau, te îndrăgostiți la capătul setului de cărți? Da, îndrăgostiți și totuși conflicte și totuși energie geloasă. Cineva se îndepărtează emoțional. Iar apare 6 de monede. Da, iar apare 6 de monede. Ori un semn de pământ. Unul dintre voi se duce către un semn de pământ care îl trage într-o direcție care n-ar trebui să fie. Ia uite. Și totuși, ia uite, a apărut, ia uite, temperanța și soarele. Ce simt pentru voi? Simt că pe de-o parte trebuie să-și tempereze această bucurie. Simt bucurie pentru voi, dar e o situație încrucișată în viața unuia dintre voi. Am vorbit de spiritualitate, a apărut temperanța. Vor să comunice lucruri profunde, care să trezească. Soare înseamnă trezire spirituală. Vor să comunice despre altfel de lucruri. Și vă puteți echilibra emoțional. E prima carte în care vă și ocupe. Primele cărți în care văd lumină, soare, da? Ia uite și 10 de cupe a vrut să se arate. Ho! Deci multe emoții simt pentru voi. Multe emoții. Acum, știți că pentru mine 10 de cupe înseamnă și un ideal. Pe de o parte, ar vrea să se tempereze, pentru că au senzația că această fericire este de neatins. E un soare care nu poate fi atins, un curcubeu care nu poate fi atins. Și în acest motiv a apărut la început spadele. Este o tac, valetul de spade invers, tace, studiază, spionează. Spionează cum ar putea să vină la voi să echilibreze balanța, eventual. Dar raționează toate stările emoționale pe care le au. Simt că voi puteți vindeca, pentru că ei sunt într-o altă lume. Ia uite ce diferență de vibrație, vedeți? Da? Ce diferență de vibrație aceste ultime cărți, Temperanța, Soarele și 10 de cupe, 10 de cupe care e similar cu Soarele, da? Două arcane majore și aici numai spade, din 4, 3 aveți spade și monede, care iar aduce justiția în discuție, moralitate, imoralitate, e o situație acolo, e o situație complicată.
sau un stil de viață foarte rațional care duce la lucruri complicate și se îndepărtează de ce? De esență, de soarele său natal, de spiritualitate. De-aia apare clopoțelul. Hei, trezește-te! Trezește-te! Soarele înseamnă trezire. Bucură-te de viață altfel. Vindecă-te, echilibrează-te emoțional. Echilibrează-te, că e o balanță, dar emoțional. Uite, emoțional, lângă altfel de oameni. Aici sunt arcane, oameni evoluați, oameni pozitivi. S-a oprit la 2 de monede. Și 5 de monede. Și 3 de cupe. Prieten, dar prieten care... Le-a adus pierderi financiare și trebuie să se reconstruiască. Valetul de monede. Ia uite către justiție. Iar am vorbit de justiție, s-a arătat. Ori aveți aspect în balanță, o balanță care are de face cu cineva care... O balanță care e într-o situație foarte complicată. Trebuie să se tempereze. Dar, măcar de-ar învăța. Măcar de-ar învăța din situația în care este ceva. Dacă ar comunica cu voi, ar fi bine. Poate le-ați mai spune că ați ascultat această etalare și știți ce să-i avertizați. Ia uite, 10. 10 de apă, da? Scrie 10. Așa am pus, ia 10-a carte, da? Este nutria. Este un nou univers, da? Un nou univers care se separă de această negativitate. 10 de cupe. Numărul 3. Numărul 3. Okay. Ia uite, 9 de cupe, măi. Deci am zis că e vorba de o schimbare de mentalitate. De mentalitate că au început cu spadele. Săgetător, soare, semn de apă. Deci cineva, unul dintre voi, aveți marcaj puternic în semn de apă, în mod special pești, în leu și în săgetător. Și cealaltă persoană în pământ și în aer. Dar, nu de apă. Deci aceste miracole, binecuvântări, care curg peste voi, peste ei, în momentul în care sunt lângă voi, dar există și această situație nesigură. Înțelegeți? Persoana aceasta este între două lumi în momentul în care se conectează la voi. Dar trebuie să se transforme, că este acea broscuță care se transformă în prinț. Da? Săracul acesta, stresatul acesta mental. Mai rămâne de văzut unde sunt ei, în ce poziție sunt. Poate ei sunt aici și voi sunteți aici. Ia uite. Iar o poziție, semne de apă, amândouă, dar interesant, aici este un triunghi de aur, un triunghi frumos. Diferența asta emoțională și aici este un triunghi negru, chiar dacă e de apă. O situație emoțională negativă și altă situație emoțională pozitivă. Și totuși, unul dintre voi trebuie să învețe să-și descopere verticalitatea, să-și curețe chakrele, ca să se transforme, ca să se bucure de viață ca și celălalt. Nu știu în ce poziție sunteți, pentru că e etalare colectivă, dar... Sunteți foarte diferiți în acest moment. Ia uite. Foarte diferiți. Asul de bâte, cum ar fi, sau mușuroiul de furnici. Multă pasiune, dar această pasiune creează o stare de iritație, pentru că nu o înțeleg. Nu o înțeleg. Și celălalt e calm, e frumos, e fericit, e blând. Ia uite, 10 de cupe iar de apă. Și căprioara. Cineva e foarte blând, uite, vindecă. Are o privire care vindecă, evident, când vrea. Da? Foarte sensibil la ambient, la soare. Interesant, interesant. Ia să vedem ce mesaj primim de la acest personaj. Am zis, soarele pentru mine este trezirea lui Kundalini, da? Toate chakrele colorate. Curcubeul avem iar aici. Pentru unii că apare un curcubeu, poate să fie o relație același sex, dar eu personal nu prea mă concentrez pe genul acesta de etalări și de mesaje, dar hai să o zic și pe asta, nu?
Ia uite. Tu mă inspiri, așa apare. Tu mă inspiri, tu ești everything, da? Soarele, 10 de cupe, curcubeu, tot ceea ce vreau vreodată, da? Te rog, ai grijă de tine. Cred că persoana de aceasta de aici îi transmite persoanei de aici să aibă grijă de ea, să crească, să se trezească, trezește-te, ai grijă de tine. Take care of yourself. Pentru unii e posibil să fie și o relație de lungă distanță, dar ei trebuie să se separe de cineva, clar. Să lase în spate aceste triunghiuri, da? Și să-și găsească o nouă direcție mentală. Dar, din câte mesaje am primit, sper că v-ați găsit și voi câteva. Ești totul pentru mine. Sau tot ce mi-am dorit vreodată. Și ce mai era? Mă inspir, normal, cu soarele. Soarele inspiră și temperanța. Eu, direcție, repet, nu degeaba apare aici Buddha, îl vedeți, da? Direcție către spiritualitate. Către spiritualitate. Curăscați-mă. Numărul 3. Numărul 3. Oh, drop into your heart. Vorbind de inimă, avem soarele zodia leului. Conectează-te la inima ta. Oh, și înger pe pământ. Earth Angel. Am zis că unul dintre voi este ca un înger, o persoană evoluată, unul dintre voi. Celălalt trebuie să se conecteze la inima sa, pentru că, uite, este conectat doar la mental și la nevoile fizice. Le vedeți cărțile, da? Vedeți ce diferite sunt și cromatici și ca peisaj. Unul dintre voi clar inspiră energie angelică. Are calități angelice și de vindecător. 54 sau 45? 68 sau 86, poate să fie anul cuiva de naștere. Picătură sau în inima, picură în inima ta. Ce? Un roz. Fericire, dragoste. Energia acestei persoane rămâne de văzut care sunteți în această etalare. Picură câte puțin în inima cuiva care e aici. Și apare o transformare. Mă mir că n-a apărut moartea, dar au apărut alte mesaje care țin de transformare. Unul dintre voi, pentru că văd communal dance, lucrați pentru comunitatea voastră, da? Pentru că inspirați. Aveți o direcție, o activitate publică. Ajutați oameni, poate sunteți psihologi, astrologi, tarotiști. Vorbiți cu îngerii, practicați niște chestii care țin de spiritualitate, dar, asta pentru că la capătul setului de cărți apare Communal Dance, o faceți nu doar pentru voi, împărtășiți cu un anumit grup, poate aveți canal pe YouTube, poate aveți un blog, poate aveți eu știu, un site, poate aveți un cerc de prieteni, poate aveți un cabinet, împărtășiți cu un anumit grup, o anumită comunitate, trezirea voastră spirituală. Ei sunt aici. Drăguți idei, le urăm succes și încă o dată trezirea. Cam atât pentru numărul 3. Ce simt pentru voi? Simt că că îi inspirați, da? Și că sunteți totul pentru ei, că se pot bucura, da? Bucurie, bucurie, bucurie. Ia uite, și aici. Că sunteți blânzi, însă ei trebuie să se transforme din această pisică de mare care obișnuită, ia uite ce face, electrizează, vorbește uneori cam dur, cam brutal, prea rațională, să se trezească spiritual. Aici parcă e și un zâmbet, nu știu, așa îl văd, pare are niște uși și un zâmbet de sarcastic. Să lase această energie sarcastică și să crească spiritual, pentru că nu și are niciun rost aceste ironii, nu și-au rostul. Nici măcar autoironia uneori. Uneori. Să zicem, depinde de situație. Vă rog frumos să-mi scrieți, să-mi spuneți pentru cine a fost acest mesaj. Acum vorbim despre numărul 4, care ați ales Posca, Uniposca, Carioca Move, cu care am scris eu în persoană, pe mâna mea.
a scris un mesaj frumos. Sper să se regăsească acest mesaj, da, acest cuvânt, această vibrație, sper să se regăsească în această etalare. Deci, numărul 4, pentru că ați ales-o carioca mov, știți că reprezintă, ia uite, avem ametist, avem o întreagă cromatică bazată pe Vishuddhi, al treilea ochi și Sahasrara, creștere spirituală. Vreți să comunicați despre spiritualitate și nu doar despre spiritualitate, despre spiritualitate și despre dragoste. Ce scrie aici? Ia să mai vedem. Ce scrie? Unii. Despre unitate, despre uniune. Vreți să vă întâlniți, unul dintre voi își dorește foarte mult să se întâlnească cu celălalt. Înseamnă că, dintr-un punct de... dacă tot ați ales această etalare, probabil că sunteți în separare sau comunicați foarte puțin, foarte rar. Este o problemă de comunicare asta, pentru că eu carioca ține de scriere de comunicare și ar dori să scrie? Interesant. Alt mesaj. Unul dintre voi aveți tatuaje. Bine, eu mi-am scris, se numește un tatuaj temporar, dar unii dintre voi aveți tatuaj. Cofi pe mâna stângă, cofi pe mâna dreaptă, în mod special pe mână. Cum ai fi și în alte locuri, ia uite, 10 de cupe, cum ai fi și în alte locuri, rămâne de văzut. Și uite ce pică, 7 de monede. Dar își doresc foarte mult să comunice. Acest mov înseamnă că cel puțin unul dintre voi sunteți conectați la energia divină. Da? Chakra a 7-a este deschisă pentru unii dintre voi. Cum a rămâne de văzut? Da. Violet. Rămâne de văzut. Ați trecut prin toate etapele în viața voastră, v-ați curățat chakrele și acum sunteți conectați la energia divină. 10 de cupe, 7 de monede, 6 de monede. Unii dintre voi trebuie să așteptați ei, să zice. Ei simt multă fericire, sunt copleșiți emoțional în preajma voastră. 10 de cupe. Posibil că aveți marcaj în pești, în rac, în scorpion. Interesant, e 10. Foarte posibil că aceste emoții să se amplifice în octombrie. De undeva de prin iulie lucrurile au stagnat în relația voastră, asta că în iunie a intervenit o a treia persoană. Acum, ce înseamnă a treia persoană, iar variază. Unii dintre ei poate a avut probleme financiare și a trebuit să primească un ajutor, să muncească, ori la două joburi să muncească, să-și echilibreze finanțele ca să poată să investească și practic în acest vis care l-au față de voi. Justiția. Alții au avut probleme în justiție, s-au discutat într-un fel sau altul despre o separare, despre un divorț. Nu, separare înseamnă și divorț, separare și fizică de cineva într-un fel sau altul. Ia uite, a trebuit să aleagă 2 de monede, ia uite. Și din acest motiv, da, poate au și pe cineva semn de aer în preajmă, unul dintre voi, dar eu zic că... nu s-a putut manifesta această bucurie, acest as de cupe. A fost amânat datorită unor probleme legale sau relaționale. Pentru că am văzut balanța ține de casa a 7-a relațiilor. Da? Relații care au fost până acum predominant materiale. Cineva a abuzat de ei material sau i-a folosit din punct de vedere material. Sau pur și simplu ei s-au obișnuit cu acest gen de oameni care îi abuzează, îi folosesc, da, material. Senzual. Ei, lângă voi simt multă bucurie. Sunt de soarele. Da? Își doresc o familie fericită, dar trebuie să aștepte să se rezolve legal acest... dacă ei mai au pe altcineva, este un triunghi. Că vă place, că nu vă place, este adevărul. Acum, că sunteți în el, voi existați ca și prezență în acest triunghi, chiar dacă nu v-ați culcat, chiar dacă nu ați acceptat niște... Da? N-ați mers mai departe, înțelegeți? Triunghiul există. Ia uite. Interesant. Ce ar mai fi de transmis?
ce simt pentru voi. Șapte, șase. Își doresc foarte mult să investească în acest vis, evident, ca să-l materializeze. Dar, repet, pe de-o parte sunt și obosiți de niște relații anterioare, de dezechilibrele care s-au manifestat în viața lor, sunt obosiți. Dacă puteți să-i mai așteptați să nu renunțați la ei, este ce-și doresc. Oh, e bine! Apare 8 de spade, a venit invers. Înseamnă că încearcă să iasă, au început să iasă dintr-un întuneric mental, dintr-un blocaj mental. Faptul că a venit această carte invers este minunat. Se dezleagă, oh, da, de niște, fac niște afirmații, dragii de ei. Că vorbim totuși de violet, de o energie, vor să... Aha. Își fac curățările energetice. Vor să se dezlege de niște atașamente, de niște contracte și atașamente materiale, de bani, de niște relații. Vor să se descătușeze. 8, casa 8 a scorpionului. Da? Mai ales în august au început chestia asta. Ia uite. Unul dintre voi, bănuiesc acest voi, că sunt vorbim de voi și au apărut 10 de cupe, le aduce multă bucurie. Dar ați oferit doar o cupă din ceea ce puteți să oferiți și ei știu asta, că îi puteți vindeca soarele, temperanța, îi puteți vindeca, aveți marcaj și îi puteți transforma. Aveți marcaj în săgetătorul unui dintre voi. Dar ei trebuie să se descătușeze de o energie extrem de negativă, de niște situații legale, poate și la locul de muncă. Dar, repet, casa șaptea nu înseamnă doar căsătorie, înseamnă și contracte. Și șase, și casa muncii, a fecioarei, da? Ca să-și regăsească încrederea în ei și să vină spre voi. Pentru că au multă pasiune, ia uite. Ah, interesant. Până atunci, interesant unde s-a oprit, șapte de cupe și puterea. Până atunci visează. Vă așteaptă, așteaptă, visează la aceste alte șapte de cupe. Confirmă că este un vis pe care ar vrea să-l materializeze, dar rămâne de văzut când. Doi de șapte. Și apare iar doi de opt, puterea. Opt și opt. Trebuie să se controleze, să crească spiritual. Repet, unii dintre ei au stat în relații codependente în care au manifestat ego-ul lor într-o formă sau altă. Nevoia de bani, nevoia de sex, nevoia de... relație să fie, nu contează, sunt oameni care efectiv nu contează cu cine stau, important e să stea lângă cineva. Depinde ce aspecte au în casa șaptea, că tot apare justiția, balanța. Nu zic că așa sunt toate balanțele, dar sunt, da? A apărut justiția. Sunt oameni care acceptă pe oricine lângă ei doar ca să nu fie singur, dragii de ei, dragii de ei. La capătul setului de cărți, soarele și valetul de bute. Atracție, atracție, există. Atracție sexuală și totuși cineva se abține. În mod special Taur, pentru că văd cărți de împăratul, da? Împăratul care se controlează și controlează pentru că unii dintre voi sunteți la o relație, sunteți la distanță. Se controlează, dar totuși, da, e un triunghi, e o situație toxică. Am zis eu, da? Am zis și se confirmă când arăt cărțile o situație neplăcută. Dar a apărut și 8 de spade, o situație foarte neplăcută. Poate au fost și căsătoriți ei și voi nici nu știți. Sunt tați, sunt sau poate o afacere, când vorbi de afacere, da? Au firma lor sau șeful la locul de muncă, comunică, este o situație toxică. Și totuși își doresc acest valet de simt, această atracție, că vorbim de ceea ce simte și își dorește, da? Își doresc să se bucure și din punct de vedere sexual de ceea ce reprezentați pentru ei. Da, sunteți soarele. Dar soarele, să nu uităm că are acest kundalini, așa îl văd eu. Steagul roșu. Soarele, am zis că înseamnă și 10 de cupe, este varianta mai mică, minoră, a soarelui. Până atunci trebuie să-și mențină puterea și să crească. Ei trebuie să crească spiritual, ei știu asta. Ei știu asta, că trebuie să crească spiritual. Aoleu, și la cartea a treia, oare am pus? Nu mai știu dacă am pus. La numărul 3 am pus cărțile sexuale, nu mai știu dacă le-am pus, nu cred.
Interesant. Mai greșesc. Înseamnă că așa a fost să fie mesajul. Ia. Pentru numărul 4, cu o carte. Numărul 4, Steaua de Mare. Emoții, emoții care se transformă, 5 o energie creativă. Foarte posibil să se transforme lucrurile mai prin 2021, că știți că 2021 are numărul 5. Interesant. Trebuie să se ridice, am văzut Uliu, să se ridice deasupra unor probleme, unor situații, trebuie să-și recapete puterile, de-aia așteaptă că e obosit, obosită. În niște situații care țin de chestiuni, de tribunal, de acte, de joburi, de contracte. O, da, ia, ei, ce am zis? E o situație negativă. Hai, mulțumesc intuiție. Mulțumesc energie divină. Aici, voi le aduceți bucurii emoționale. Eu stea, sunteți ca niște stele, da? Care, ce fac stelele noaptea? Animă un cer, un univers, da? Aici este întuneric. În întunericul lor, voi sunteți aici ca o stea, ca un curcubeu, ca un glob de lumină, o energie, energie pozitivă, da? Toate culorile curcubeului sunt aici. Voi sunteți aici, steaua de mare, globul, 10 de cupe. Aici sunteți voi. Ei sunt înconjurați, de aia sunt probleme, probleme, sunt obosiți, da? Întunericul ăsta, vedeți? Asta e. Ia uite, au un preajmă pe cineva care le comunică, îi... Ori le comunică negativ cu ei, ori le transmit emoții negative. Puf! Ce vreau să zic? Îi jignesc. Au pe cineva în preajmă care îi jignește. Și dacă mai fac greșeli, vă rog frumos să mă scuzați, pentru că și eu sunt în foarte multe... Na. Vin ideile în paralel. Se suprapun. Se interpun. Ok, un mesaj pentru unii dintre voi. Ce ar vrea să vă spun acest personaj? Un mesaj. Uf, let's work out. Let's build. Da? Vor să construiască. Vor să construiască cu voi. Ar vrea, dar... Mai am o carte. Să colaboreze. Să păstreze legătura, în primul rând, să păstreze legătura. Uite, acum văd acest pod, îl văd aici, un pod de lumină. Vor să construiască acest pod de lumină împreună cu voi. Mm. Îți doresc tot ce este mai bun pentru tine. Aici iar este de comentat. Ah, da, uite, vedeți cum zice? Sunt cu persoana karmică. Sunt într-o relație karmică. Încă. Deci se confirmă. Se confirmă că este încă într-o relație karmică, din acest motiv apare balanța, justiția sau injustiția, da? Asta e. Aici este relația karmică și voi sunteți punctul de lumină. Voi care le aduceți această stare de euforie. La capătul setului de cărți apare grația ei, cineva care îi trage, îi aspiră către, da? Le transmite, le comunică mesaje sclipitoare, emoționale. Într-o lume întunecoasă, în această lume copleșită de pandemii, de controle, de măști. Interesant. Numărul 4. She is the moon. Am zis energie emoțională. Aveți marcaj în pești, rac, scorpion. Ea este luna. Luna. Voi sunteți această lună, da, acest univers colorat, care luminează, ce face luna? Luminează în întuneric. Comunicați emoțional cu ei, uneori, când vreți, când vor și ei, când vreți și voi. Knowing without knowing. Pentru mine asta e similar cu Marea Preoteasă. Iar pești, rac, scorpion. Da. Și e o legătură puternică între voi, dar deocamdată ea se manifestă în alte planuri. În alte planuri, pentru că persoana respectivă, asta e, încă visează, stă, așteaptă. Visează.
încearcă să se elibereze de această legătură karmică, dar și apare acest mesaj, nu degeaba a apărut. I am with a karmic, still, încă, se întâlnește într-o formă sau alta. Ia să vedem. Oh. Și karmic, dragii mei, poate să însemne și, chiar dacă nu are un iubit, o iubită, karmic, dragii mei, poate să însemne și faptul că încă sunt în acel mediu familiar în care nu pot să manifeste această bucurie cu voi. Poate că stau încă unii cu părinții, cu frații, cu surorile, cu niște rude, cu niște. Și cu prietenii putem să avem relații karmice. Și la job putem să avem relații karmice. Da? Relații în care trebuie să învățăm, să creștem spiritual, să ne eliberăm. Eliberare, transformare. Astea sunt. Vă și eremitul, o stare de austeritate. Numărul 4. O 6 de băte. Am zis, vă așteaptă, visează la voi, visează că vă pipăie, visează că vă atinge. Au niște vise erotice, clar, cu 7 de cupe și 10 de cupe. Și cartea confirmă că se mulțumesc doar cu atingere. Bine, că vă văd extrem de atrăgători, iar e asta clar. Dar acasă, iau-te, în relația karmică, minciuni. Nu sunt satisfăcuți. Nu. Există o... S-au mințit. Asta e minciunelele, astea înseamnă că s-au mințit că lângă acel personaj vor găsi satisfacții de vreun fel, dar nu. De voi sunt foarte atrași. De voi sunt foarte atrași, dar iar e o diferență foarte mare. Doamne, e foarte cochetă, domnul este mai sălbatic, așa mai, dintr-o bucată, așa mai. Doamna are ceva cu roșu, ori părul roșu, ori îi place roșu. Ia uite și magicianul. Da. Este hotărâtă persoana aceasta să se elibereze ca să manifeste magicianul, pasiunea și emoțiile pe care le simt față de voi. Să aibă victorie, că asta înseamnă 6 de bâte, înseamnă victorie. A, e victorios că am pus mâna pe... ea sau pe el. Însă, trebuie să se elibereze înainte de toate. Că altfel nu poate să manifeste sabia dreptății. La capătul setului de cărți, o persoană este reprezentată, oh, interesant, de regele de spade. Iar apare un triunghi, da? Iar genul de relații în care nu se... sexuale, orale sau neorale, nu contează. Important este că acești oameni, nici cu soția, nici cu amanta, acest om nu se implică emoțional. Și aici este transformare. Și aici este ceea ce aduceți voi nou. Transformare pentru că vorbim de o transformare, o creștere. Voi veniți cu emoții sclipitoare, creative, casa 5-a, da? 10 care inspiră. 7. Voi îi vindecați, dragii mei, de aceste relații. Am văzut parcă și temperanța? Dacă nu, văd steaua. Ei simt, uite că a apărut steaua, interesant, dar a apărut aici. Ei simt că voi sunt, ce înseamnă steaua? Înseamnă destinul lor. Ei simt, asta simt, simt că sunteți destinul lor, că lângă voi pot fi vulnerabili, pot fi emoționali și pot deschide sufletul. Nu vă mângâie cu piciorul, dragii mei, bine că e dreptul oricărui om să exploreze, să se joace, dar totuși când vorbim de... exprimare emoțională, când vrei să-ți exprimi emoțiile, nu le exprimi cu piciorul, sincer. A, una e să te joci și alta e să fii vulnerabil. Înțelegeți diferența. Îi ungeți pe suflet, ia ce frumoasă imagine, îi ungeți pe suflet prin aura voastră, prin prezența voastră emoțională, prin creativitatea, da? E casa 5-a a creativității. Și faptul că she is the moon e o energie delicată care pătrunde într-un fel sau altul, dar în pielea lor, interesant, în aura lor le schimbați aura. De fapt, ce face acest ulei? Intră în piele, e cald, e plăcut, intră în piele și hrănește pielea, da? Asta faceți, le schimbați aura.
Voi sunteți, ia uitați aici, steaua, voi sunteți steaua aceasta, cei care inspirați, nu de cupe, le aduceți bucurii și totuși trebuie să se decidă, doi de spade, clasic, asta înseamnă să se decidă, iar apare regina de spade, să se separe de acest personaj, regele și regina de spade, care le-a stimulat această răceală, este un cuplu, este un cuplu care le-a stimulat această răceală. Lângă voi, lucrurile sunt altfel. Și vor să manifeste. Victorie. Acum rămâne de văzut în cât timp. Asta simt pentru voi. Asta simt. Că sunteți lumina în întuneric. Ia uite, în întunericul ăsta, aici sunteți voi. Steaua, globul de aur. Curcubeul, le arătați speranță, le aduce speranță, că asta înseamnă curcubeul, le aduce speranță, steaua înseamnă speranță, credință. Îi creșteți. Of, Doamne, câte mai sunt de spus. Și pe care bănuiesc că le intuiți din aceste flash-uri de mesaje pe care vi le dau. Și dacă mai greșesc din când în când, îmi pare rău. Dacă n-am pus cărțile sexuale la numărul 3, îmi pare rău, dar înseamnă că așa trebuia să fie, face parte din context. Chiar nu mai știu dacă am scos cartea. Acum ne pregătim, mă pregătesc de încheiere și sper să vă placă, să-mi arătați că vă place și ne vedem la următoarele etalări. Vă pup, dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!